Chiar dacă suntem la final de zi, bănuiesc că fiecare dintre noi cunoaște expresia precum că ziua bună se cunoaște de dimineață. Doar dacă știm să ne setăm pe undă pozitivă, să dăruim din emoțiile noastre și știm să ne adresăm în fiecare dimineață unul altuia cu drag salutul de bună dimineața, după cum o fac în continuare Mihai Popa și Ariana Voloșenko, pe care, dragilor, vă invit să-i admirăm în aplauzele mele și ale dumneavoastră. Cât de frumoasă-i viața, îmi place să trăiesc. Împart aceste clipe cu tine, draga mea. Sunt cel mai fericit că ești alături și pot să te cuprind în ochii tăi privind. Ca mai apoi să-ți zâmbesc și să-ți spun ca mai apoi să-ți zâmbesc și să-ți spun că te iubesc. Bună dimineața, eu îți răspund șoptind. Eu vă invit mai aproape de mine să vă faceți cu mult pe canapea. Vă mulțumesc mult pentru această piesă, pentru că ați dat tonul emisiunii noastre. Și cu drag vă salut, vă zic bună seara. Să fi avut o emisiune matinală, vă ziceam bună dimineața. Așa vă zic bună seara și bine ați venit la Tezaur TV. Bine v-am găsit. Cu plăcere. Suntem invitați de dumneavoastră și vă mulțumim foarte mult pentru invitația făcută și pentru primirea caldă care mi-ați făcut-o în această seară. Cu mare drag, domnule Mihai, bună seara și bine v-am regăsit. Bine ați revenit. Nu sunt prima oară a dumneavoastră aici, este o atmosferă foarte caldă, plăcută, cu oameni buni și sunt bucuros să mă aflu alături de dumneavoastră.
Să știți că sentimentul e unul reciproc. Eu vreau să vă felicit pentru această piesă, pentru această realizare pe care o aveți în palmares și, dacă nu mă înșală memoria, nu este singura. Mai aveți un duet, însă până ajunge la acel duet, vreau să ne spuneți cum v-ați cunoscut, de cât timp vă cunoașteți și cum a luat naștere colaborarea dintre voi. În 2013 am cântat la filarmonică și era și Mihai, dar colaborarea a fost puțin mai târziu, cu 2 ani în urmă, propusă de Mihai ca să aplic vocea la această piesă și la celelalte piese. Și în felul acesta am început o colaborare în duet și am văzut că avem succese și de ce nu să mai facem melodii. Melodia lui Mihai și textul și muzica îi aparține. Și sunt foarte bucuroasă că participăm la concerte cu aceste melodii frumoase și aducem în inima spectatorului bucurii. Domnule Mihai, cum v-a venit dumneavoastră idei și de ce anume doamna Voloșenko? Idei am avut și am multe. De a compune, de a face texte, de a face melodii. Ne-am întâlnit des la concerte. Și m-am apropiat și am propus. De ce m-a atras? Pentru că când te gândești să faci un duet, te gândești la niște combinații, da? Combinația dintre voce, combinație de ținute, de imagine. Generatorul ideilor a fost Mihai, evident, ca să fie și vocea, adică trebuie să combine în melodie. Că multe dueturi care sunt, care fac melodii, nu se combin vocele. Măcar că cânt frumos, măcar că se interpretează minunat. Eu asta da. Vreau să aflu de la da, domnul Mihai. Da. Căror criterii ați selectat-o pe doamna Voloșenko? Îmi place vocea ei. Îmi place că poate cânta chiar și opera, are și melodii de muzică ușoară, dar nu cântă cu vocea opera. Deci așa și-am hotărât să cânte cu așa voce și s-au combinat tonalitățile noastre, că am încercat cu alte interprete să fac melodii și nu se combină. Dar cu cine anterior ați mai avut această încercare de colaborare sau cu cine ați mai colaborat? Nu vreau să supăr persoane, nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea, pentru că încercarea, păi nu, știți? În momentul în care nu se combină vocile, eu nu cred că supărăm pe cineva. Bă, nu, asta e realitatea, nu s-a combinat vocea mea cu a ta. Nu s-a combinat, era presus vocea ei pentru această melodie și m-am adresat la Ariana, am transmis negativul, aranjamentul, am făcut repetiții, apoi ne-am întâlnit în studio. Acolo, pe loc, am văzut, am pus vocele și am văzut că e bine. Da, e bine și așa a început colaborarea noastră. Nu mulți interpreți îndrăznesc să creeze duete, pentru că se ciocnesc cumva cu o dificultate. Piesa poate fi foarte bună, să se bucure de succes, dar atunci când vine vorba de un spectacol, când vine vorba de un eveniment privat, e nevoie să fie și persoana cealaltă cu care s-a creat duetul. În cazul vostru, cum e? Cum vă sincronizați? Eu am mai cântat, am cântat la concerte și scot vocea mea de aranjament, eu cânt pe viu și anunț lumea, spun că va interpreta cu mine doamna Ariana Voloșenko. Ea nu-i cu noi aici, dar ne imaginăm. Rog, da, vă rog să aplaudați. Și așa. V-am înțeles, da. Doar în cazul în care se cântă live, da, anunțați, da. Și cântați și partea ei. Nu. Vocea ei rămâne. Am înțeles. Vocea ei rămâne, numai cânt eu cu vocea mea. V-am înțeles. Cu cine, dumneavoastră vă aparține textul și muzica, însă da. Cu cine ați mai colaborat pentru a avea produsul final? M-am adresat la domnul Ruslan Țăranu. Am multe aranjamente făcute la el și cu ideile mele și cu ideile lui am făcut produsul final și a ieșit ceea ce
ați ascultat astăzi. Da, nu m-ați gândit să faceți și un videoclip? Pentru că, din câte știu eu, piesa are ceva timp de când a fost în mod oficial lansată. Nu v-ați gândit să-i dați o haină video? Ne-am gândit. Totul este planificat. Catalizatorul este Mihai, un generator, aș spune, de idei și de creație. Și eu cam eram ancorată în afacerea mea și am lăsat muzica, de mult am lăsat-o că... Dacă ați deschis dumneavoastră această paranteză, atunci o să vă provoc să ne povestiți mai mult despre dragostea dumneavoastră pentru muzică, de unde izvorăște ea, fiindcă pe domnul Mihai l-am descoperit într-o emisiune anterioară. Acum a venit rândul dumneavoastră. De unde? Cred că totuși de la părinții mei, care ambii cântau și foarte frumos cântau. Și s-a transmis prin ereditate, sper eu, acest lucru. Și... Ați urmat niște studii în acest sens? Da, eu am studiat, eu sunt inginer ca tare, tehnolog în industria alimentară. Specialitatea mea este, am studiat la Academia Industriei Alimentare din orașul Odessa. Dar până la studiile din Academie, eu am frecventat școala muzicală Canto. Și evident de ce Mihai spune că cânt operete, fiindcă acolo noi canto făceam operete, cântam, nu cântam muzică populară și de stradă. Victor Țurcanu mi-a fost profesor și iată așa mi-am pus vocea, dar permanent cântam, chiar și când învățam în academie, chiar după, dar mai pe anul... De ce nu ați urmat și o facultate în muzică? De ce ați ales alt domeniu, altă ramură? Vă spun că, cum, eu vreau să vă spun corect cum a fost, a decedat mama mea și am zis că nu cânt, dar ce credeți, că mult timp am stat ca să nu cânt, studiam la Odessa și cântam în ansamblu institutului și așa permanent cântam, adică nu deodată, au trecut vreo 2-3 luni. Până au aflat ei că eu cânt. Și nu-mi dădea pace, în liniște, ca să aveau nevoie de cântăreț. Și eu socot că mie mi-era suficient studiile de la școala muzicală, care le-am făcut la canto, că mi-am pus vocea bine și respirația și acolo mai multe lucruri le înveț, ce depinde de... La ce vârstă v-ați făcut prima piesă de autor? Lucram regizor la televiziunea Moldova 1 și acolo mi-am făcut... Am lansat așa, prima dată. Inginer în alimentația publică, da, muzică, da, și regizor? Da, s-a primit așa că era aproape de casă și iată, nu se combină, evident că nu se combină. Nu, după Academia am lucrat la Bucurie, la fabrica Bucurie, inginer tehnolog. Dar pe urmă știți, familia, copilul, au apărut anii cei grei, care știți și dumneavoastră în anul 1990, erau ani grei. Am stat acasă cu copilul și pe urmă era aproape televiziunea. Și Anatol Roșcovanu mi-a propus ca să colaborăm. Eu prima melodie am scris-o, Viața ta nu trece în zadar, muzica e a mea, textul al lui Galina Furdui. Și am înregistrat prima piesă în studiourile radioului național, a companiei Teleradio Moldova. Și așa a început concertul, am colaborat și cu Saveliu Cojocaru, un compozitor foarte bun. Din anii cei am lansat caset prima dată Audi, pe urmă un CD-ul și clipuri. Dacă eram la televiziune, evident că clipurile le făceam. Beneficiați de oportunități. Beneficiam de grupa de filmare și mergea. Până când, vă spun, iar din nou mi-am deschis afacerea mea proprie și m-am ancorat definitiv în lucru dusului evidenții în afacere. Și... Dar dragostea pentru muzică totuși nu v-a lăsat. Nu m-a lăsat și cred eu tot timpul am să fiu cu dragoste către muzică. Așa. Acum aș vrea să vorbesc despre activitatea de moment. Activitatea de ultimă oră. Dumneavoastră bănuiesc că faceți această combinație dintre afacerea proprie și muzică. Da. Domnule Mihai, dumneavoastră, ce faceți? Compun, fac muzică, cânt la petreceri private. Așa. Acum sunteți mai mult cu partea de compunere? Sau? Da, mai am melodii care trebuie să plec la studio și să fac.
fac aranjamente. Despre ce vă mai doriți să cântați? Sau care ar fi subiectele cu care urmează să ne uimiți? Urmează o melodie ceva de petrecere, mă gândeam să fac o sârbă populară, dar totuși să fac ceva balcanic. Da, în stil balcanic. În stil balcanic. Dar să-mi spuneți sincer, în această perioadă tulbură, nu vi s-a cam tăiat cheful de a crea, de a lansa? Știți, a crea nu vine în fiecare zi, creația. Sunt momente, trebuie să ai ideea și poți să faci repede o melodie, dar poți și luni ca să creezi o melodie. Da, cu muza vine. Da, da. Da, adică au fost și repede, am avut melodii multe compuse și lăsate acolo într-un carnet și le-am răsfoit, le-am dat o viață nouă și am făcut, am peste 40 de melodii proprii. Extraordinar. Urmează să ies să le promovez și am și 4 melodii colaborate, luate de la Alexandru Lozanciuc. Am înțeles. Dar ce vă inspiră cel mai mult? În ultima perioadă, care viața, sunt sursele viața. De inspirație? Ne aninăm de un fir ca să mergem înainte, chiar dacă sunt foarte multe greutăți în viață, în lumea aceasta care ne înconjoară, dar ne apucăm, ne luăm o cale și mergem înainte. Chiar de e greu, chiar de e ușor, mergem. Bucurie pentru suflet. Apropo, cum ați trăit, cum simțiți perioada și situația care se întâmplă în ultimele 11 zile? Cum se simte această situație pentru un om de artă? Evident, eu cred că suntem oameni vii și aproape de suflet primim tragedia care este și acest rău care a venit în lumea aceasta la ucraineni. E permanent, eu doar am învățat, am studiat cu ei 5 ani, da. Și lumea este foarte pozitivă și îmi pare foarte rău, fiindcă așa se întâmplă. Dar noi, ca un popor binevoitor și primitor, și mă bucur faptul acesta, până la lacrimi, că poporul nostru a știut să arăte lecția de omenie la acest moment greu a acestor oameni. Într-adevăr, vorbim în... E vizibilă, de fapt, această lecție de omenie, a fost vizibilă, e vizibilă în continuare și asta ne bucură extrem de mult, ne bucură că moldovenii noștri nu dau mâinile în jos, da. Dar continuă în egală măsură să trăiască sentimentul de compasiune, de empatie, să ofere, să dea o mână de ajutor. Dar... Să zic eu, odată cumva cu această urgie, cu această situație neplăcută, a venit și anotimpul mult așteptat, cred că de toți noi, primăvara, atunci când totul reînvie. Vă place primăvara și cu ce se asociază ea? Când spuneți primăvară, la ce vă duce gândul cel mai rapid? La o nouă viață, plină de fericire înflorită, cu pace, cu liniște, cu sănătate. Și cu multe sărbători. Și cu multe sărbători. Cum ar fi? Marte. Cum ar fi ziua de mâine, ziua internațională a femeilor. Și a mea zi, la sfârșit de lună. Și tot în martie, pentru mine este aproape anotimp acesta. Nu, poate nu din considerentele cum am născut în această perioadă a anotimpului. Dar înflorește tot și este o speranță spre bine. Înflorește viața. Domnule Mihai, dacă tot ați menționat dumneavoastră ziua de mâine, Ziua Internațională a Femeii, și dacă suntem în ajunul ei, atunci vă provoc să-mi descrieți femeia. Cum sunt femeile? Cum le-ați descrie? Femeia este o ființă gingășă care este, ea trebuie să susținută și apărată. Este prietenul nostru cel mai apropiat, și la bine și la greu. Și cu această ocazie, dacă se poate, aș dori și vreau mult stimatele noastre doamne și domnișoare să vă felicit cu sărbătoarea care vine, este în prag, Ziua Internațională a Femeii. Vă doresc multă sănătate, să aveți în viață de toate,
să iubiți, să fiți iubite și să fiți stimate. Un mesaj frumos de felicitare adresat tuturor femeilor, tuturor doamnelor, domnișoarelor. Însă, doamna Reana, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum vedeți femeia din ziua de azi? Domnul Mihai a spus că e o ființă gingașă, firavă, dar cum vedeți dumneavoastră femeile din ziua de azi? O văd cu multe griji și retrăiri pentru copiii ei, pentru familie, pentru tot ce se face în țara aceasta. O văd frumoasă, o văd intelectuală, cu calități foarte bune, dar în același moment stresată și cu griji, cu păreri de rău. Am înțeles. Dar e neapărat, e gingașă, e firavă, sunt de acord, dar nu credeți că a venit și o doză de forță, avem și o doză din acest puternic pe care îl spun mulți? Evident că noi femeile suntem foarte puternice. În orice caz, unde, în ce moment nu ne aflăm, noi știm să ieșim din greutăți. Avem un catalizator care ne mișcă înainte. Aceasta este familia și copiii. Pentru ei trăim și facem tot posibilul ca să trecem peste orice dificultate și să devenim biruitoare în tot. Cum a spus, iată pe această undă, eu vă provoc să ne vorbiți despre următoarea piesă, următorul duet pe care urmează să-l interpretați, cum se numește, când a fost scris. Melodia se numește Doar iubirea. E clar că noi bărbații, dar și doamnele, mai mult compun și cântă despre iubire. Melodia și textul este mai de mult, i-am dat o viață nouă, m-am apropiat de Ruslan Țăranu, l-am băgat să creăm ceva frumos și m-a ajutat, mi-a dat sfaturi și nota s-o dea telespectatorii. Într-adevăr, ați spus dumneavoastră că noi bărbații, dar și femeile cântăm despre iubire, dar eu cred că iubirea este unicul sentiment pe care îl cunoaștem fiecare dintre noi. Și iubirea, doar iubirea e cea care ne leagă pe fiecare, fiindcă cu siguranță ca individ suntem diferiți, avem fiecare preferințele sale, doar iubirea e ceea ce mișcă această lume, ceea ce ne ține împreună și iubirea ne este cunoscut fiecărui dintre noi. Eu vreau să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc o seară frumoasă în continuare. Doamna Reana, dumneavoastră, felicitări în avans cu ziua de mâine, cu ziua de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, și pe această undă vă rog să vă înarmați cu acest microfon pe care îl aveți lângă voi și să reveniți pe scena platoului nostru. Noi vă mulțumim pentru invitație. Da, vă rog frumos să treceți pe scena platoului nostru, să vă pregătiți pentru a ne mai încânta cu o piesă. În atențiile voastre, dragilor, a celor care stați conectați cu ochii pe noi, atât în fața micilor ecrane la Tezaur TV, cât și pe pagina noastră oficială de Facebook, Tezaur Media TV, Mihai Pupa și Ariana Voloșenko, cu piesa intitulată Doar iubirea. Nu dorm o noapte, cu gândul stau la tine. Inima-mi plânge, de dor se stinge, să te cuprind, dar vrea. Fericire, fericire.
clipe, în doi trăite, ne fac fericiți.